Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv, doar aici la Știi TV. Titlul emisiunii de astăzi se intitulează Performanțe sportive. În acest scop i-am invitat astăzi în platoul emisiunii noastre pe antrenorii profesori de la liceul cu program sportiv din Târgu Mureș. Este vorba despre antrenorul profesor Alina Muntean, Claudiu Cociș și, bineînțeles, un sportiv de la acest liceu. Bună ziua, mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a vă alătura în platoul emisiunii. Pentru început, aș dori să vă descrieți așa în câteva cuvinte, să afle telespectatorii care ne privesc acum câteva cuvinte despre voi, despre activitatea pe care voi ați desfășurat-o. Bună ziua, mulțumim în primul rând pentru invitația pe care ne-ați lansat-o liceului și inclusiv grupei de handbal pe care noi o pregătim. În prezent avem un număr de 20 de sportivi pe care îi pregătim la categoria de vârstă de performanță pentru moment. Unul dintre ei este chiar și Doru, invitatul dumneavoastră în această seară, Alina, colega mea, și mulți alți copii care s-au alăturat proiectului nostru. Am să-i dau și invitatei noastre cuvântul să se prezinte. Bună ziua, mulțumesc că ați dat curs invitației. Bună ziua, mă numesc Alina Muntean și sunt antrenor la liceu cu program sportiv. De 10 ani sunt la acest liceu, am practicat handbalul de la o vârstă destul de fragedă, apoi am continuat cu facultatea de sport și m-am reîntors la liceul sportiv, unde am fost și elevă. Unde ați fost și elevă, foarte bine. Deci v-a rămas acea pasiune pentru handbal. Da. Cum este să lucrați cu elevii? Este ușor. Sunt elevi, la noi cel puțin în grupă, devotați, care își doresc din suflet și muncesc să ajungă handbaliști. Vin în fiecare zi la antrenament, asta e un punct foarte, nu lipsesc de la antrenamente. E foarte frumos pentru că punem suflet. Câți sportivi antrenați? În cadrul liceului sportiv, grupa de performanță 20, mai avem și alte grupe de neperformanță și pe lângă mai avem în jur de 70-80 de sportivi. Între ce vârste? Ce vârstă au elevii? Cei mai mici, 2007-2008 născuți, iar cei mai mari, 2002 născuți. Domnule antrenor, cum ați reușit să le cultivați această pasiune de a juca handbal copiilor? La început, pare mi se, tot a fost ca o joacă. Din când ne-am adunat, eram cu toții la început, inclusiv, pot să zic și eu, ca antrenor, ei ca sportivi erau foarte tineri, foarte mici. Făceam antrenamentele într-o sală de sport mică, ca dimensiuni, pur și simplu ne jucam cu mingea de handbal. Apoi această pasiune s-a transformat în mult mai mult de atât, într-o dorință de reușită, într-o dorință de performanță și din vorbă în vorbă. Și au mai adus un prieten, au mai adus un coleg și iată că am reușit să formăm o echipă competitivă la nivel național. Dacă tot am vorbit despre elevi, despre acea pasiune de a juca handbal, am să-i las și invitatului nostru, elevului nostru invitat, cuvântul să se prezinte și el, să ne spună de la ce școală vine. Bună ziua, sunt Doru Ghinciuc, sunt de la școala Tudor Mirescu, iar acum sunt sportiv la LPS Târgu Mureș, unde fac handbal de performanță, fiind un portar. Ești portar. Da. Doru, de câți ani practici handbal? Aproximativ 2 ani. De 2 ani? Da. Tu cum ai descoperit handbalul? Cu ajutorul unui coleg de clasă care m-a ajutat să vin la antrenamente și am prins iubirea față de sport și de handbal în sine. Ai mers acolo, i-ai văzut pe toți, ai văzut, bănuiesc că aveți un colectiv acolo, da, nu? Da. Aveți un colectiv, ai prins drag totodată și de antrenori și ai zis de ce nu? Am niște antrenori extraordinari, mă bucur că i-am și sper că să-i continui. Da, cu siguranță. Spune-mi, te rog, cum reușești, bine, acum ne aflăm în vacanță, dar cum reușești să faci și școală și handbal? Adevărul este că fix după ce se termina școala, eu făceam ghiozdan și plecam direct la antrenamente, iar seara, când mă întorceam, învățam și făceam tot ce trebuie pentru școală. Câte ore de handbal? Păi, o oră jumătate. Și antrenamentele sunt foarte interactive, adică la începutul fiecărui antrenament
suntem întrebați despre ce vrem să facem în antrenament, iar la sfârșit suntem corectați. Sunteți corectați, da. Normal, deci intervine acel feedback. Dar cum reușești de fapt că ai doi antrenori să te motiveze? Da. Păi Clau este cel mai motivat, care ne motivează pe toți. Iar Alina este cea care ne ajută să... Coordonează, da, activitatea. Da, da. Am înțeles. Și cum este relația cu colegii? Cu colegii? Păi toți suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine și ne ajutăm la greu de fiecare dată. Vă susțineți. Nu ți era greu în timpul școlii? Teme, antrenamente? Nu. Era destul de simplu. Pentru că parcă mă simțeam mai bine după ce făceam sport. Sigur că da, te mai relaxai și tu, îți mai consumai energia. Cum este să fii portar la handbal? Este extraordinar. Chiar dacă la început nu am avut așa nu am fost așa atras de postul acesta. Și am dorit să fiu jucător, dar cu timpul mi-au impus antrenorii de care vorbeam. Au știut, au văzut, da, ei în tine un bun portar. Mi-au impus să fiu portar și chiar am ajuns să iubesc să fiu și să joc. Doar handbal practici sau mai practici? Handbal doar. Doar handbal. Da. Am înțeles. Ai un anumit ritual înainte de fiecare meci, de fiecare competiție? Nu chiar. Ne motivăm unul pe celălalt. Și cam atât. Cam atât. Am înțeles. Ce planuri ai, Doru, pentru vacanța aceasta? Vei mai continua cu handbalul? Normal. Voi face cât de mult posibil. Mă voi prezenta la fiecare antrenament, la turnee, la cantonamente. Și sper să pot continua cu bine, să nu am vreun eveniment neplăcut. Cu siguranță. Deci asta înseamnă, dragi antrenori, că la liceul sportiv se lucrează și pe timpul verii. E bine de știut, e bine să știe și telespectatorii care ne privesc în momentul de față. Dacă tot a amintit Doru despre competiții, despre activități, aș dori puțin, doamna antrenor, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre competițiile la care ați participat anul acesta, despre rezultatele pe care le-ați adus în palmaresul școlii. Da, anul acesta am participat și la un turneu internațional la Preșov, un turneu de pregătire, primul turneu alături de acești băieți în care am ieșit din țară. A fost un turneu bun pentru noi, ne-am așteptat să avem rezultate puțin mai bune, dar pe parcursul anului s-a văzut că a contat acest turneu. În țară, anul acesta, cu juniorii 3, am ajuns la turneul semifinal, iar anul trecut, cu juniorii 4, am luat locul 6 pe țară. Ce categorie fac? Ce categorie de ele de fac vârstă? Parte? Da, ce categorie de vârstă? Pentru juniorii 3, anul acesta de vârsta 2002-2003 a fost, din septembrie se va schimba, iar juniorii 4, 2004-2005. Domnule antrenor, este greu să lucrați cu cei mici? Nu pot să zic că este greu. Este plăcut. Depinde foarte mult de tine cum îți creezi antrenamentele. Dacă tu în timpul antrenamentului faci și reușești să creezi o atmosferă plăcută, atunci meseria nu este grea. Pot să zic că este mă duc cu plăcere la antrenamente. Chiar dacă uneori aveam la antrenamente, poate vorbesc de grupa mică, poate 40 de copii. Într-un antrenament, într-o sală la fel de mică, nu mi-era greu, deoarece veneau cu plăcere și ei, și atunci poate fi o meserie foarte plăcută. La nivel de competiție, acolo lucrurile se schimbă. Nu mai este o joacă, copiii încep de pe acum să conștientizeze și ei nivelul la care ajungem, nivelul la care am ajuns sau unde vrem să aspirăm cu toții și trag și ei tare să-și îndeplinească poate un vis măreț pe care și l-au pus. Așa e. Există, mai devreme amintea Doru că l-ați propus pentru acest post de portar. În momentul în care vin părinții la dumneavoastră acolo la sală cu copiii, vor să, bineînțeles, ei își manifestă dorința de a juca handbal. Îi selectați, le spuneți de la început pe ce loc va fi fiecare sau cum? Nu, deci eu, la început sportivii evoluează pe toate posturile, cel puțin în handbal. Și cu timpul noi vedem ce e mai potrivit pentru ei. Bine, dacă vezi un copil că nu are o anumită calitate pentru un post, atunci nu-l lași foarte mult, nu-l forțezi.
și tocmai de asta punem copiii să joace pe toate posturile și dezvoltă mult mai ușor calitățile. Da, chiar în momentul de față pot să vizioneze și telespectatorii noștri niște poze, niște fotografii din timpul antrenamentelor și nu numai, și pe parcursul unor competiții. Unde ați participat aici? Este turneul final de anul trecut de la Sfântul Gheorghe, unde cu această echipă minunată am obținut locul 6 pe țară. Un loc 6 foarte neașteptat de multă lume, inclusiv de noi, pot să zic. A fost o competiție dură, grea, dar am reușit să ajungem cu bine până la acest turneu final, unde am fost remarcați cu toții, de toată lumea. Nu ne dădea nimeni nicio șansă, cu toate acestea noi am făcut față. Ați reușit să-i motivați? Am reușit să-i motivăm. Nu aveam nici foarte mulți copii în lot. Unele echipe mergeau cu câte 16-18 sportivi. Noi eram doar 12. Trei sportivi erau cu 3 ani mai mici decât în categoria de vârstă la care se juca. Și cu toate acestea, chiar și ei, în momentul în care au intrat pe teren, au dat randament 100%. Cum reușiți să-i motivați privitor la școală? Bănuiesc că există copii, având o relație așa de deschisă cu elevii dumneavoastră pe care îi îndrumați cu atât drag, vi se întâmplă de multe ori, cum zicea și Doru, să vină să vă împărtășească anumite lucruri din cadrul experienței de elev. De exemplu, astăzi am dat la matematică un test, mi-a fost foarte greu, n-am reușit să mă pregătesc, dar am venit la handbal. Cum reușiți să-i motivați să facă și școală și handbal? Aveți niște reguli? Este foarte importantă școala în viața unui sportiv, nu doar în viața unui handbalist, în viața unui sportiv în general, pentru că orice sport anume practic te pune în niște situații dificile. Poate uneori trebuie să iei o decizie pe moment și atunci trebuie și școală. Se îmbină perfect școala cu sportul și viceversa. Copiii sunt conștienți. Nu pot să zic că în echipă la noi avem probleme de disciplină cu elevi care nu frecventează școala și vin la antrenamente. Au înțeles și ei ideea că trebuie să îmbine sportul cu școala și umblă cu frecvență la ambele. Asta este bine. De câte ori, doamna antrenor, pe săptămână vin? La antrenamente? Da. De 4 ori, 5 ori, depinde acum. Când suntem în timpul competiției, avem și duminica meciuri și avem 4 antrenamente, dacă nu 5 antrenamente. Și bănuiesc că prezența este obligatorie. Este obligatorie și majoritatea sunt prezenți la fiecare antrenament. Deci... Dumneavoastră, din punctul de vedere, cum ați putea defini această relație dintre profesor, antrenor și elev? Până la o limită este o relație de prietenie. Deci chiar acești băieți, orice problemă au, vin și discută cu noi. Părinții sunt foarte mulțumiți și chiar de foarte multe ori ne sună sau vin la antrenamente și ne felicită că au încercat să facă exact ce sfaturi le-am dat noi și în privința școlii și în afara handbalului sau școlii. Este o relație de prietenie, dar în timpul antrenamentelor, acolo se schimbă puțin situația. Trebuie muncă. Da. Exact. Dacă tot ați amintit de aportul părintelui, puteți să ne spuneți puțin cum reușiți să comunicați cu ei? Vin, mi-ați amintit că sunt anumiți părinți care vin să vă susțină în timpul antrenamentelor. Le permiteți de fiecare dată să vină părinților? Da. La început a fost puțină dificilă colaborarea dintre noi și părinți în prima jumătate de an, deoarece nu veneau deloc la antrenamente, nu veneau la meciuri, dar le-am explicat copiilor și ei s-au făcut înțeleși acasă că e foarte important sprijinul lor. Sprijinul lor atât la antrenamente, bine, nu vin la fiecare antrenament, da, odată la ceva timp, dar mai ales la meciuri. Suntem ca o familie. Când mergem în deplasări, toate echipele zic că nu se poate să fie sunteți părinții unită. Da, să fie și părinții prezenți oriunde avem. Acum, la turneul semifinal am fost la Bacău, 90% dintre părinți au fost acolo cu noi. Foarte frumos, foarte frumos. Doru, dacă tot vorbim puțin de părinți, cum te simți atunci când joci? Știi că nu ești susținut nu doar de antrenor, ci ești susținut și de părinții tăi. Cum este să-i ai pe părinții tăi în sală? E extraordinar.
Mă bucur că poate fi prezentă la fiecare meci, mă susține, mă face într-un fel să fiu mai bun, să dau tot ce pot. Îți insuflă la acea încredere. Da, da. Și mai ales că ea m-a susținut întotdeauna să practic un sport, indiferent de ce sport este, și să fac ce-mi place. Și handbalul consider că ți se potrivește cel mai bine. Da, în momentul de față se potrivește perfect. De ce sportul? De ce nu altă pasiune? De ce te regăsești un sport? Așa, nu pot să dau un răspuns foarte bun, dar sportul pentru mine este o viață, o nouă familie, echipa, și mă ajută la greu și ne ajutăm la greu fiecare. Foarte bine. Te vezi făcând handbal și în viitor? Sper. Sper. Te vezi și tu? Pot să răspund eu. Da. Da. Îl vedeți? Da. Are toate calitățile. Aptitudinile, exact. Da. Da, dacă domnii antrenori susțin acest lucru, înseamnă că este bine. Te-ai vedea devenind și tu un bun antrenor? Și doresc, așa că aș putea să fac o echipă după ce aș putea să mă retrag din sport. Am înțeles. Cum reușiți, domnule antrenor, să-i cooptați pe acești copii? După cum spuneam mai devreme, umblă vorba de la unul la altul și aduc câte un prieten, și aduc un frate, probabil, chiar în echipă la noi, nu știu, avem cred că vreo 10 grupuri de frați, dacă nu, și aduc frații, prietenii, și atunci umblă vorba. Dar vi s-a întâmplat să vină la dumneavoastră la antrenament doi frați și unul dintre ei era talentat și celălalt mai puțin talentat? Sigur, avem și acum cel puțin 3 cazuri. Și cum reușiți să-i motivați și pe ceilalți? Asta se întâmplă acasă, când vede că fratele poate mai mare sau fratele mai mic este mai bun, el vine și la antrenament încearcă și dă tot ce are mai bun pentru a progresa. Da. Deci asta de acasă pleacă. Și susținerea părinților, susținerea voastră și de ce nu și susținerea colegilor. Absolut. Probabil cei care ne privesc acum în fața televizoarelor sunt curioși. Aveți un regim alimentar pe care în general îl îndrumați elevilor sportivi? Trebuie să țină cont în alimentație de ceva? În timpul cantonamentelor, deplasărilor și a activităților pe care noi le facem împreună, când suntem plecați de acasă timp de câteva zile, atunci da, pot să zic că un regim alimentar pe care îl respectă. În momentul în care ei sunt acasă și nu au parte de, pot să zic așa, viziunea noastră, nu suntem tot timpul lângă ei, ei știu anumite restricții pe care noi le-am pus. Nu au voie sucuri acidulate, nu au voie foietaje, nu au voie chipsuri, și atunci eu cred, chiar tind să cred că le respectă. Le respectă. Doru, tu le respecti? Da. Dar cum îi supravegheați? Le impuneți o anumită greutate? Sau cum? Cum reușiți? Pentru că probabil sunt elevi pofticioși care nu pot să se abțină. Trec pe lângă vitrinele unor magazine, văd acolo, cum ziceați și dumneavoastră, niște foietaje. Cum reușiți? Pur și simplu au observat și ei. Am ajuns la un nivel de performanță în care au observat că ai nevoie de toate aturile ca să ajungi mare, de la greutate, la înălțime, la toate calitățile, și au înțeles acest lucru. Am avut cel puțin 2 sportivi care au reușit să slăbească extraordinar de bine doar pentru a fi mai buni, au început mult mai târziu handbalul decât ceilalți și au ajuns în primii. Deci fiecare pentru el. Doamna antrenor, mai devreme amintea că și Doru. Așa a fost și în cazul tău? Da. Câte kilograme ai pierdut? Jur de 20 și ceva. 20 și ceva de kilograme? Da. Doar cu ajutorul regimului alimentar recomandat de domnul antrenor și de sport? Cu da, ajutorul sportului? Da. Păi am avut un moment mai dificil, am avut o ruptură și când m-am întors în sport, nu eram chiar potrivit pentru sport. Și cu ajutorul practicării am reușit să dau mult jos. Foarte bine. Și a făcut un corp mai atletic. Da, da, încercați să le explicați, pentru că totuși lucrați cu adolescenții și contează în ziua de azi, nu? Întotdeauna le explicați. Dacă tot ne aflăm aici, aș dori să vă întreb,
Dumneavoastră, în calitate de antrenori, ați știut dintotdeauna sau v-ați văzut în această postură? Eu personal, da. Eu personal, da, și nici în momentul de față nu m-aș putea vedea făcând altceva. Ați jucat handbal, ați făcut parte dintr-o echipă și totodată v-ați dori foarte mult să ajungeți să îndrumați pe ceilalți. Dumneavoastră? Eu, din facultate, mi-am dorit foarte mult, am făcut facultate la Cluj și m-am întors în Târgu Mureș ca să fiu antrenoare. Recunosc că am avut un moment prin 2009-10, cam așa, în care am stat puțin în dubii, deoarece era foarte greu la liceul sportiv din punct de vedere financiar. Nu aveam săli unde să ne antrenăm, dar acum toate s-au rezolvat. În ultimii ani avem sprijinul direcțiunii, avem sprijinul primăriei care ne facilitează și atunci e mult mai bine. A fost un moment greu atunci și chiar i-am spus lui Claudiu că e greu și să se gândească de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori dacă vrea să intre în sistem. Dar îmi pare bine că nu m-a ascultat, pentru că e un antrenor devotat și pune foarte trebuie mult suflet. Trebuie să existe o anumită relație între antrenori. Trebuie să vă înțelegeți, să existe o relație bazată pe comunicare. Exact. Așa. Dacă tot mi-ați amintit faptul că ați participat la anumite turnee, da? Mi-ați enumerat. Ce tabere ați mai participat? Dacă bine mi-am notat aici, la ceva tabără ERIMA? Vom participa. Veți participa. Așa. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această tabără. Ce presupune, domnule antrenor? Spuneți-ne câteva cuvinte. Această tabără ERIMA este organizată de către Sport Life Târgu Mureș, o firmă de materiale sportive, iar acest an în colaborare cu Asociația Play organizează tabăra de vară ERIMA, la care participă echipe din toată țara, echipe din străinătate, din Ungaria s-au anunțat o echipă. E pentru copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Este combinat și pentru fete și pentru băieți. Fiecare echipă pleacă cu locul întâi, toate echipele primesc, toți copiii participanți primesc diplome, medalii și premii în produse. Ce pot să zic? Este multă distracție, sunt foarte multe jocuri, avem parte de discotecă, vizită la zoo. Deci încercați să combinați munca și cu plăcerea. Da, uitați, mai avem aici pe ecran. Poți să vizioneze, bineînțeles, și telespectatorii noștri tabăra despre care ne-ați vorbit. Și aceasta este o altă tabără. Este o altă tabără. Ce ne puteți... toată lumea, diplome. Ce ne puteți spune, doamna antrenor, despre această tabără la care ați participat? Această tabără o organizăm noi. Anul acesta va avea loc în 2 săptămâni diferite, în perioada 10-14 iulie și 24-28 iulie. Este o tabără sportivă, dar și plină de distracție. O să avem și antrenamente, o să avem și partea de înviorare dimineață, dar o să avem și foarte multe, multe joculețe și distracție pentru copii. În această tabără participă și elevi de la handbal, dar sunt și elevi extra care nu fac handbal, dar vor să vină într-o tabără de sport. Aici voiam să ajung. Sunt elevi extra care nu fac handbal, dar vor să participe. Cum? Unde se pot înscrie? Pot lua legătura cu dumneavoastră? Sunt afișate numerele noastre de telefon și pe Pliant și pe pagina noastră de Facebook. Sunt anumite condiții? Le impuneți anumite condiții? Bănuiesc că sunt telespectatori dornici de a participa și am zis că e bine să discutăm aceste aspecte. Vârsta minimă este de 6 ani, vârsta maximă 13 ani, să fie din punct de vedere fizic ok, asta ne interesează foarte mult, să nu se întâmple ceva acolo și în rest orice copil
e binevenit alături de noi. Și bineînțeles să le amintim, de ce nu, că vor fi și recompensați la sfârșitul acestor tabere, nu? Da. Diplome, ce mai primesc? Medalii? Da. Tricouri. Tricouri personalizate, da. Doru, revin la tine. Ce cuprinde palmaresul tău de acasă? Am jucat în multe meciuri din campionat, dintre care am participat și la un turneu semifinal unde am avut de înfruntat echipe destul de bune, chiar și foarte bune. Și, din fericire, am fost selecționat la un lot din grupe, cei mai buni din grupe, unde am participat la niște turnee unde am înfruntat alte echipe care erau organizate la fel din grupe aleatorii. Acolo am reușit să, împreună cu antrenorii, am fost și am reușit să luăm locul 2 și ne bucurăm că am mai avut încă un jucător alături de noi și sperăm că la anul să fim cât mai mulți. Domnule antrenor, ce ne puteți spune despre această selecție despre care ne-a amintit Doru? În faza grupelor la care noi am participat, am fost 7 echipe, iar la nivel național au fost 8 serii. Din fiecare serie s-a făcut o selecție pentru, în vederea organizării noului lot național al României de juniori, iar sportivul nostru, Doru, cu încă un coleg de-al lui David, și noi doi am fost selecționați pentru a coordona echipa serii F, zonei centrale a României, cum ar veni, a fost împărțită pe zone. Grupele, am mers la această competiție unde am ajuns, am jucat finala împotriva selecționatei Moldovei. Din păcate am pierdut finala împotriva acestei echipe la o diferență destul de mare. Echipe foarte bune, inclusiv, cum zicea și Doru, anul acesta, fiind la turneu semifinal, am avut de înfruntat campioana din acest an. Deci am pierdut la o diferență minimală meciul cu echipa care s-a dovedit peste o lună jumătate, a ieșit campioană națională și care, la momentul de față, are o selecție mult mai mare decât noi, aduce jucători din toată țara, este o echipă foarte puternică, are un buget foarte mare. Și am reușit să le ținem piept, chiar ei ne-au spus și ne-au felicitat că am reușit să creăm o echipă de competiție. Demnă de cinste, așa e, așa e. Doamna antrenor, voiam să vă mai întreb privitor la alte rezultate pe care le dețineți în palmaresul echipei de handbal. Ce ne mai puteți spune? Avem multe rezultate, zic eu. Acești băieți, lucrăm cu acești băieți doar de 3 ani de zile. Am început un pic târziu, alte echipe au 5-6 ani în spate. Am participat la foarte multe turnee și meciuri și încercăm și de acum încolo să participăm și la foarte multe turnee amicale, să recuperăm acești ani pe care i-am pierdut. Eu sunt foarte mulțumită de rezultatele pe care le-am obținut cu acești băieți. Poate anul acesta am fi meritat puțin mai mult și sunt convinsă că am fi meritat. Acesta a fost norocul nostru să fim exact în grupă cu campioana României. Dar nu ne dăm bătuți și începem de luna viitoare, din iulie, începem munca pentru anul viitor. În străinătate? Ne dorim să mergem și în străinătate. Acum să vedem, avem nevoie și de sponsori și să vedem anul acesta dacă ajungem. Cum a fost? Dacă nu, în ianuarie, sigur. Cum a fost competiția, totuși, cu campioana? Cum v-ați simțit? Cum v-ați simțit, totuși, emoțiile și-au spus cuvântul? Emoțiile băieților, mai mult. Dar au luptat până la capăt și mai mulți factori ne-au făcut să pierdem acel meci. Am înțeles. Ce le recomandați înainte de fiecare antrenament? Să se odihnească? Au un anumit ritual? Sunt elevi care mi-au spus, înainte de un meci trebuie să dorm 2-3 ore, să am grijă la ce mănânc. Ce le mai recomandați alte lucruri? Odihnă multă, o alimentație sănătoasă, nu doar
înainte de antrenament sau de meci. Aproape în fiecare zi putem înțelege unele excepții, dar sunt convinsă că mulți dintre ei s-au schimbat și au schimbat regimul alimentar de când sunt la handbal și părinții sunt foarte mulțumiți și sunt bucuroși că nu mai beau toate sucurile gazoase, care au înțeles și ei că nu le fac bine. Concentrare multă, le spunem să vizualizeze meciul dinainte cu o zi, să se odihnească înainte, în ziua meciului sau înainte cu o seară, depinde la ce oră avem meciul. Bănuiesc că sunt acum telespectatori care ne privesc, printre care și copii, bineînțeles, și vor să se mai înscrie. Da? Au auzit Lauri, de care noi am amintit, Adineauri. Ce se întâmplă cu un elev care este proaspăt, dacă putem să-l numim așa, în echipă? Avem o grupă de începători, va veni la câteva antrenamente acolo, vedem cum poate să evolueze și apoi trece la grupa de performanță. Aceștia sunt pașii. Ați avut, domnule antrenor, în cadrul carierei dumneavoastră, elevi care au venit, au jucat și și-au dat seama că nu sunt făcuți pentru așa ceva? Sigur că da, este vorba de o selecție naturală care se produce la un anumit moment în care pur și simplu antrenamentele devin din ce în ce mai intense, antrenamentele devin din ce în ce mai grele, mai tactice, mai tehnice și atunci copiii care au venit pentru mișcare renunță. Ei au înțeles și noi am înțeles, antrenorii, pe aceeași măsură, că au venit, au văzut, pur și simplu nu și-au găsit locul între noi și atunci au ales mai bine să părăsească. Nu sunt mulți acești copii, însă cei care au fost probabil au ales alt drum, au ales alt sport. Foarte mulți copii care au venit la noi au rămas și au găsit locul în echipă. Noi avem o chestie pe care o facem de fiecare dată când vine câte un coleg nou, îl chemăm în față, îl prezentăm și spunem că trebuie să ne comportăm cu el ca și cum ar fi un frate de al nostru. Foarte frumos. Și atunci există o armonie în echipă, toată lumea se înțelege, ne și distrăm la antrenamente când este cazul și nu prea văd de ce să renunțe, doar când, pot să zic, dau de greul care apare pe parcurs. Dar ce se întâmplă? Ați amintit că ați avut câteva, din păcate, competiții la care nu au fost pe placul dumneavoastră. Ați pierdut chiar cu campioana de care mi-ați amintit adineauri. Cum reușiți să le ridicați moralul? Pentru că o să-i dau mai târziu și cuvântul lui Doru. Bănuiesc că sunt supărați, nu? A fost un moment foarte dificil. Printre cele mai dificile momente de până acum din cariera noastră, a tuturor, pot să zic. Deoarece, cum vă spuneam, am reușit să conducem campioana, i-am ținut piept 40 de minute, a intervenit o eliminare a jucătorului care a fost la lotul național, el a fost eliminat, nu a mai putut să joace și abia din acel moment s-a schimbat soarta partidei. În 10 minute cât au mai rămas, cei de la Bacău au reușit să ne întoarcă, să egaleze, apoi să conducă, iar pe sfârșit să învingă la o diferență minimă, cum spuneam, de doar 3 goluri, care pur și simplu pe teren nu s-a văzut. Eu consider că băieții noștri au fost mult mai buni decât ei. Asta a fost ziua noastră mai puțin norocoasă, mai mult a lor și au dorit, la sfârșit am plâns cu toții, ne-am dorit enorm de mult calificarea la turneul final. Vreau să facem și noi parte din primele 8 echipe din țară. Meritam asta, dar la anul. Promitem să mergem cât mai sus. Exact. Doru, am să-ți adresez și ție exact aceeași întrebare pe care i-am adresat-o domnului antrenor. După o victorie, care este atitudinea ta? După o victorie și după o înfrângere, cum te manifesti? Păi, până la urmă vă dați seama că după o victorie mă bucur, într-un fel sărbătorim toți împreună, tot cu antrenorii. Iar la o înfrângere, dacă am jucat bine, nu este supărare la fel de mare. Și ne motivăm mult mai ușor. Iar dacă meciul a fost pierdut,
din greșeli care nu trebuiau făcute, nu trebuiau să fie făcute. Adevărat este că ne supărăm mult mai mult și nu putem să spunem că puteam să, trebuia să-l pierdem sau mai mult. Care a fost cel mai lung turneu la care ați participat în ultima perioadă? Cel de anul trecut a fost cel mai lung, cel la care am ajuns la turneul final. Ce perioadă? Am început competiția în septembrie și am încheiat-o la sfârșit de iunie. Wow! A durat ceva. Ți s-a întâmplat să ai probleme la școală din cauza lipsei? Nu, pentru că am avut profesori înțelegători care m-au și susținut să fac sport. Foarte mult contează. Foarte mult contează aceste aspecte când profesorii își motivează și de ce nu își susține elevii și îndrumă de ce nu spre sport. Gândește-te că în fața noastră, Doru, se află niște copii care încă nu sunt handbaliști, încă nu activează la grupa voastră de handbal, dar care și-ar dori. Ce sfaturi le recomandă? Păi, handbalul este un sport extraordinar, care un sport de echipă, în care poți doar câștiga în echipă, nu poți individual. Și în care trebuie să-ți depui nu doar munca și inima. Și e în drum să vină la o echipă de handbal sau să facă sport, că și sportul este extraordinar. Pentru, te ajută? Pentru sport și pentru sănătate și pentru minte. Doamna antrenor, se mai fac înscrieri? Da. Da. În fiecare zi, la orice ce nivel, suntem deschiși să primim alți copii alături de noi. Vă contactează sau vin la secretariatul da, școlii? Da, exact. Am și înțeles. De acolo pot să afle numerele noastre de telefon. Am înțeles. Voiam să mai aveam așa o curiozitate. Știți, circulă așa un zvon. Este bine să-mi duc copilul la handbal, printre care și basket, pentru că am observat eu că dacă îl îndrum spre handbal, copilul nostru va crește. Este adevărat? Ați avut cazuri? Nu este adevărat. Da, sunt foarte multe cazuri de părinți care își aduc copilul la handbal sau la basket. Să se mai înalțe. Nu. Ei văd, de exemplu, la basket că sunt doar jucători înalți. Este o selecție pe care o face. Mergem în școli, pe lângă cei care vin, prieteni și frați, mergem în școli și facem selecția. Și avem nevoie de talie și la handbal și la basket, e același lucru. Și părinții cred că practicând sportul au crescut acei copii. Nu. Așa au fost selecționat. Poate să zic, nu știu, un centimetru, doi, să-i ajute sportul. Eu zic, nu doar pentru handbal, să își ducă copiii la sport, îi disciplinează în primul rând. Îi disciplinează pe lângă că prin niște calități, dezvoltă niște calități, pe lângă că își fac prieteni, acum toată lumea e numai pe tabletă sau pe telefon. Așa e. Îi rog din tot sufletul să-i ducă de mici, la orice sport, să facă copilul sport. Doar așa putem să ne schimbăm mentalitatea. Așa e. Cum se desfășoară selecția, domnule antrenor, când mergeți în școală? Cum sunt copiii? Emoționați. De fiecare dată când am făcut o selecție nouă, erau copii care veneau cu interes, erau copii care veneau îndrumați de sportivi care activează deja la noi la echipă. Îi vedeam cu toții că întrebau ce facem oare, cum o să fie, oare... Oare ne vom descurca? Da, oare ne vom descurca, exact. Partea de selecție este foarte simplă, chiar ca și partea de început a handbalului, cu jocuri, cu diferite mijloace de învățare, pur și simplu o acomodare cu obiectul, cu mingea de handbal. Avem și fete și băieți, selecția se face continuu, trebuie să facem selecția continuu pentru că, după cum spuneam, în țară sunt echipe cu bugete mult mai mari și ei au posibilitatea să oarecum să cumpere jucători. Noi nu avem această posibilitate și de aceea trebuie să umblăm în școli în permanență, în mijlocul sezonului, la începutul sezonului, la sfârșit. Trebuie să aducem copii, să avem și noi talie, să avem jucători de valoare din ce în ce mai mulți, pentru că trebuie să fim în față, să punem probleme tuturor.
Așa e. Au fost copii cu greutate care au venit și v-au spus că, știți, eu aș dori să joc handbal, dar am o anumită greutate și nu pot. Ce faceți în cazul acesta? Pur și simplu, la început, luăm, îi explicăm niște chestii, cum vă spuneam, chestiile cu acidulate, cu chipsuri, le explicăm aceste lucruri. Dacă vedem că nu le respectă, începem și facem antrenamentele pentru el puțin diferite. Și anume o să-i dăm poate lui mai multe antrenamente de tip cardio, să ardă puțin din greutate, să scadă din greutate, sau mai multă forță. Le facem foarte diferit. Pe lângă handbal, pe partea de pregătire. Pe lângă handbal, elevii pe care îi îndrumați mai fac și altceva? Deci le mai recomandați și viteză sau știu eu, rezistență? Lucrăm în cadrul antrenamentelor. Deci în cadrul antrenamentelor. E bine de știut să știe și părinții acest lucru. Voiam să vă întreb un pic, dacă tot am amintit alminteri de relația dintre antrenor, elev și de ce nu părinte. Ați avut cazuri în care au venit părinți și au avut așa curiozitatea, ei nu au practicat niciodată handbalul și și-au dorit la sfârșitul meciului să vină și ei să dea și ei cu mingea la poartă. Vi s-a întâmplat? Ați avut cazuri de astfel de părinți? Da. Chiar în cantonament sau în tabără, dar de obicei în cantonament, o noapte, două zile, vin și părinții cu noi. Într-o zi când avem doar un antrenament, atunci vin și ei și am jucat, sau copiii și noi, împreună cu noi, handbal și cu părinții. Și cum a fost? O distracție. Bănuiesc că copiii învățau pe părinți, nu? Da, dar ei, vizionând atâtea antrenamente și atâtea meciuri, se descurcă. Aveți, în general, părinții care își trimit copiii spre handbal, care îi îndrumă, bineînțeles, spre acest sport, au practicat și ei handbalul? Sau? Sunt. Sunt părinți care au practicat, dar sunt mai mulți, sunt cei care nu au practicat și care la început ziceau că copiilor vin doar pentru mișcare și atunci acum pun tot sufletul și toate emoțiile. Mi-a zis o mămică după un meci că ea nu a crezut niciodată că poate trăi așa sentimente în timpul unui meci, văzându-și băiatul pe teren. Așa e. Doru, cum sunt cantonamentele pentru tine? Sunt destul de grele. Lucram foarte mult la rezistență. Alergam destul de mult și pot să spun că mingea de handbal o lăsăm deoparte. Deci vă lucrează antrenorii? Da, ne bazăm pe forță și pe rezistență mai mult. La aceste lucruri lucrăm cel mai mult. Ați avut și elevi care nu au fost dornici să facă rezistența sau viteza? Sunt niște chestii pe care unii sportivi pur și simplu chiar le refuză, nu le acceptă. Și atunci, în momentul în care pornim cu toții pe un drum, vedem că la unul altul mai scârție, parcă nu o face cu atragere de inimă partea de pregătire fizică. Chiar dacă talentul pe care îl au este incontestabil, nu sunt atrași de partea de pregătire fizică. Cam cât durează această pregătire fizică a elevilor? Se face în două cicluri, cum ar veni, partea de pregătire fizică pe timpul verii și pe timpul iernii. Pe timpul verii ne axăm foarte mult pe viteză, forță, rezistență, iar pe perioada iernii avem împărțit aceste calități plus jocuri de pregătire, deoarece în timpul iernii suntem la mijlocul sezonului și nu putem să lăsăm deoparte mingea de handbal, deoarece suntem între meciuri și trebuie să rămânem în contact permanent. Am înțeles. Ce activități mai aveți pe lângă tabăra pe care mi-ați amintit-o? Ce alte activități mai aveți în vizor în perioada următoare? Vor fi programate pe lângă taberele care le facem în luna iulie, în luna august, tabăra Erima și cantonamentul, după care vrem să participăm cu băieții, cum zicea și Doru, lăsăm la o parte mingea de handbal pe perioada pregătirii, vrem să participăm cu băieții la două turnee de pregătire
Unul dintre ele este în Ungaria, un turneu internațional, un altul la Baia Mare și ne dorim să luăm parte la aceste turnee, deși costurile lor sunt extrem de ridicate. Numărul de sportivi cu care noi ne prezentăm este în jur de 20. Avem nevoie de susținere. Școala ne susține în permanență, însă pe partea de pregătire și pe partea de extra sezon nu se justifică. Și atunci noi trebuie să căutăm sprijin ori din partea părinților, ori din partea sponsorilor. Turneul din Ungaria este costisitor, dar noi sperăm să luăm parte, deoarece ne va ajuta extraordinar de mult pentru următorul sezon, pe care noi vrem să-l ducem până la turneul final. Grupele se vor împărți acum, sportivii se vor împărți și sperăm să facem față. Când va avea loc turneul final? Estimativ, știți? Sau? Turneul final anul viitor va avea în jurul lunii mai, iunie, cam așa. Vrem, ideea e că noi, cum am început mai târziu handbalul, cum băieții au doar 2-3 ani de pregătire, ne lipsește experiența meciului. Ne lipsește experiența poate ultimelor 5 minute, cum s-a întâmplat și în meciul cu Bacău sau în meciul cu Piatra Neamț. Și de aceea noi trebuie să recuperăm acești ani pe care echipele le iau în față și luăm parte la cât mai multe turnee care se organizează, internaționale sau naționale, indiferent. Să avem un adversar cu care să ne luptăm este foarte bine. În momentul, doamna antrenor, în momentul în care discutați cu părinții despre aceste costuri, vă susțin? Da, da. Deci chiar, nu întâmpinați probleme, nu. De genul că nu se poate sau... Nu. Chiar suntem foarte susținuți de părinți. V-am zis, vin chiar și ei să fie alături de noi și la turnee amicale. Mai sunt câțiva părinți. Știu că este greu, dar fac tot ce pot pentru copiilor și sper ca ei să-și dea seama și să realizeze ce fac părinții pentru ei și să continue să muncească și să ajungă acolo unde își doresc. Sigur că da. Domnul antrenor ne vorbea despre acel turneu din Ungaria care va avea loc. Despre turneul din Baia Mare ne puteți spune câteva cuvinte? Da, este un turneu unde vin printre cele mai puternice echipe din țară. Anul trecut am fost la un turneu asemănător în Sighișoara. A fost foarte bun pentru noi. Ne-am luptat de la egal la egal cu celelalte echipe. Ne dorim mult să participăm și sunt convinsă că o să participăm. Cum va fi programul pe perioada verii? Deci acum suntem și în vacanțe, elevii au scăpat, anumiți elevii ai dumneavoastră au scăpat și de acest examen. Cum va fi programul? Au o perioadă de vacanță în care ei se relaxează după tot stresul care l-au avut cu turneul final, cu examenele și le mai dau și vacanță, o vacanță bine meritată, foarte bine. Cu toți avem nevoie. Urmează cantonamentul și după aceste două turnee, chiar înaintea începerii sezonului, vrem să organizăm și noi un turneu la noi în oraș, în care să invităm mai multe echipe care vor fi pretendenți, adversari în sezonul următor. În perioada lunii iulie, băieții vor avea partea de pregătire înainte de cantonament, care este destul de importantă. Și până atunci relaxare, a fost un sezon greu pentru toți, urmează unul la fel de dificil și sperăm să o ducem așa până la terminarea junioratului. Așa e. Acum ai avut și tu, ai susținut examenul. Cum ți s-a părut examenul? Păi, din punctul meu de vedere a fost destul de ușor și mă aștept la note mari. Te aștepți la note mari, ai învățat. Da. Nu ți-a fost greu, totuși pregătire și examen, două materii? Adevărul este că nu prea mai participa la unele antrenamente doar pentru a învăța și adevărul este că mi-a fost dor să mă reapuc de handbal. Cât să... I-am lăsat pe cei care sunt în clasa 8-a, le-am dat o vacanță să poate să se axeze foarte, foarte bine pe această capacitate. Pentru că e foarte, foarte importantă școala pentru noi și știm că și pentru părinți și pentru ei. Când am terminat campionatul,
am mai făcut antrenamente ușoare și apoi le-am dat pauză. Ați încercat să-i înțelegeți? Da. Da. Aștepți vacanța? Păi adevărul este că a început deja. A început deja vacanța? Da. Aștepți vacanța, bănuiesc, și de la... De la handball, nu. Încă nu? Nu. Când le dați vacanța, domnilor? Este, dar nu și-o dorește. Nu-ți dorești vacanța? Vai, înseamnă că e o adevărată plăcere. Toți așteptați să mergeți. Da, niște lucruri foarte frumoase, foarte interesante. Eu sunt sigură că cei care ne-au privit astăzi în fața televizorului s-au bucurat că totuși ne-ați împărtășit atâtea lucruri frumoase din experiența dumneavoastră și nu numai. Ne-ați vorbit puțin despre turneele la care ați participat și de unde ați venit cu niște rezultate meritorii. Rezultate meritorii și, bineînțeles, am discutat despre planurile pe care le aveți, de ce nu pe viitor. Acum că ne aflăm la finalul emisiunii, doriți să le adresați ceva telespectatorilor, celor care ne privesc, handbaliștilor și nu numai celor în devenire? Tot ce le dorim este ca să practice sport. Este foarte important, indiferent de sportul pe care îl practică. Îi chemăm și la noi la antrenamente și îi așteptăm să vadă în ce lume trăim noi. Așa e. Doamna antrenor, dumneavoastră? La fel, să practice sport de la vârste fragede, pentru că e foarte, foarte important în dezvoltarea lor, atât fizică cât și mentală. Doru, tu îi reprezinți astăzi pe colegii tăi. Păi, cum am spus, handbalul este extraordinar. Are un efect mare asupra corpului și asupra minții. La mine a avut, de exemplu, și în drum toți copiii să facă un sport și mai ales handbalul. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru participarea în cadrul emisiunii. Vă mai aștept și pe perioada vacanței. De ce nu să veniți să ne mai vorbiți despre activitățile și despre acea tabără despre care ne-ați vorbit? Ce să vă zic? Multe rezultate de acum încolo și să reușiți să mențineți acest optimism de care dați dovadă în cadrul echipei. Iar vouă, dragi telespectatori, vă mulțumim mult pentru atenția acordată. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, o seară plăcută. La revedere!